La sărbătoarea întâmpinării Domnului Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Biserica Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, din protopopiatul Reșița. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Parohială. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul Etos al Episcopiei Caransebeșului, iar la Sfânta Liturghie au participat numeroși credincioși din toate parohiile reșițene și împrejurimi. Îi felicităm pe preoții care se roagă aici, pe toți credincioșii care vin cu regularitate la această biserică și vedem că în fiecare ceas, în fiecare zi, această biserică sporește atât din punct de vedere spiritual, cât și material. Credincioșii sunt mai mulți și mai sensibili, prezenți în biserică, iar biserica e din ce în ce mai frumoasă, mai curată, mai primenită și mai împodobită. Așadar, se cuvine să le adresăm un cuvânt de felicitare atât preoților care slujesc aici, cât și credincioșilor și tuturor ctitorilor și binefăcătorilor acestei biserici pentru care noi toți ne-am luptat foarte mult, Dumnezeu ne-a ajutat. Nădăjduim ca prin cuvântul Preasfințitului sufletele credincioșilor noștri să se înalțe pe scara virtuților și astfel să poată rosti și ei, într-o smerenie și dragoste, rugăciune pe care Sfântul și Dreptul Simeon a rostit-o atunci când l-a primit în brațele sale pe Mântuitorul Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Ne bucurăm, suntem fericiți și credem că viitoarea primăvară, care este foarte aproape, să ne umple sufletele de bucurie, să fim înălțători, să apărăm mereu credința creștină ortodoxă. De fiecare dată când Preasfințitul Părinte Lucian vine în biserica noastră, pentru noi este o adevărată sărbătoare. Pentru că îl iubim foarte mult, îl apreciem și cuvintele dânsului ne pătrund adânc în inimă și în suflet. Biserica parohială cu hramul Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș din Reșița a fost construită în anul 1846 și extinsă în 1930. Între 1983 și 1987, Sfântul Locaș a fost împodobit cu pictură în frescă realizată de Elvira Dăscălescu.